Nu vreau să mă întâlnesc cu mitocanul de serviciu la teatru. Este dorința mea. Consider că teatrul nu trebuie să coboare în ceea ce promovează televiziunea, și anume mitocania generalizată. Personajele de seară la partea a doua, chiar dacă la prima parte, pentru că am întârziat, n-am putut să intru, au jucat pe mitocanii, au făcut-o pe mitocanii. Chiar cu gesturi obscene și chiar cu glume care erau aplaudate de sală, mai râdeam și eu, dar nu știu. Nu-mi place genul acesta de umor. Nu-mi place la teatru. Nu vreau să mă întâlnesc cu mitocani la teatru. Nu vreau să-i ascult pe mitocani la teatru. Mi se pare un fel de promovare a prostiei umane. Dacă prostia umană nu este sancționată, pot să zic că și eu am fost sancționată că am întârziat, nu? Nu fac lucrul acesta din cauza că am întârziat. Ok, am întârziat, n-am intrat la prima parte, mi-am primit papara, ca să zic așa. Dar, în interior, nu neapărat îmi pare rău că am fost. Nu consider că am pierdut timpul. Dar nu mai vreau să mai pierd timpul pe viitor de la asta. Mie nu-mi place să râd la genul acesta de glume, în care mitocanii se întâlnesc și se jignesc unii pe alții și fac mișto unii de alții. Pentru că sunt profesoară, lucrul acesta se întâmplă între elevi. Îi sancționez, nu-i las să se jignească unii pe alții și să se ia la mișto și să facă gesturi obscene. Au fost aseară la teatru chiar și gesturi obscene. Nu vreau să văd asta. Nu mă interesează. Vreau să nu iau parte la așa ceva. Nu vreau să văd. Și încă ceva. Am stat afară o oră și am întâlnit din nou mitocanul de serviciu. Era un domn care era puțin și în stare de ebrietate. A vrut și el să intre la teatru. A început să bată cu pumnii, să înjure de toate jurăturile românești, să se ia la ceartă cu portarii, apoi a venit portarul șef, apoi au mai trecut niște oameni pe stradă și a început să râde și să facă gesturi obscene. Domnul în stare de ebrietate între timp s-a mai trezit, li s-a spus că nu poate să intre la teatru în stare de ebrietate. Domnul făcea și el tot gesturi obscene. Portarii încercau să se poarte civilizat, spunând că ei n-au nicio vină, că ușa este încuiată. Iar la partea a doua, când am intrat, același mitocan l-am întâlnit. Puțin mai, să zicem, cu perdea. Nu au fost înjurături. În schimb, am văzut câteva gesturi obscene care mi-au displăcut total. Și de asemenea, așa, printr-un geam mat, totuși s-a văzut trupul gol la unui bărbat. De ce trebuie să văd eu pornografie la teatru? Din nou, mă rog, mai mascată. Și publicul râdea la glumele acelea nesărate și ci că erau sketch-uri, la jignirile pe care și le aduceau unii împotriva altora personajelor, vorbesc de personajele de pe scenă. De ce trebuie să râd eu când Gigel îl umilește pe Goguță și Goguță îl umilește pe Gigel și pe tanții? De ce trebuie eu să asist la genul acesta de piese? Pentru mine, totuși, teatrul rămâne... are altă dimensiune. Ok, înțeleg că directorul teatrului vrea să ne civilizeze pe noi ca public să nu mai întârziem. Dar ce putem face noi ca public? Mă rog, doar unii, aceia probabil mai puțini, care vor să civilizeze teatrul ca să nu mai întâlnești acolo mitocănie, gesturi obscene, glume la care, mă rog, nu poți să râzi pentru că le întâlnești pe tot... pe toată... De exemplu, era un personaj acolo care mânca semințe pe o bancă. De ce trebuie să văd eu asta la teatru? Pentru că asta o văd oricum. Dar se pare că totuși nu mai vedem asta dacă mă oprim prin Herăstrău, nu mai văd oameni mâncând semințe pe bănci. Se pare că există mai multe civilizații în afară decât în teatru. Cine sancționează mitocan? De ce trebuie să mă întâlnesc cu el acolo din nou la teatru? Nu mă mai duc la teatru. Nu neapărat că mi s-a închis ușa. Pur și simplu nu-mi place ce am văzut acolo în interior. Acum 10 ani a fost ultima dată, nu cred că mai duc. Nu am ce să caut acolo, nu e locul meu. Ok, dacă nu am ce să citesc cărțile scriitorilor contemporani, deși am întâlnit multe cărți care mi-au plăcut și altele care mi-au displăcut, le citesc pe acelea, le citesc pe ale celor din trecut,
dar care spun ceva, că și în trecut avem o grămadă de cărți pe care nu vreau să le citesc. Sau am citit o bucată din ele și nu vreau să le continui. Deci, nu vreau să mă întâlnesc cu mitocanul de serviciu și la teatru.